Și ar dori cineva acum, poate să mai fac o dată, Năstase, gestul din 2016. Și l-ar dori. Știu că și-l doresc. Și-l doresc foarte multe forțe externe din Republica Moldova. Și din est, și din vest, își doresc să mă retrag. Și eu nu o să o fac. În ultima dată dumneavoastră ați comunicat cu doamna Sandu. Credeți dumneavoastră că asta este cel mai interesant lucru pe care îl așteaptă oamenii? Acum câteva săptămâni, dar mai puțin contează acest lucru, vă spun eu. Eu discut, să fie foarte clar, cu toată lumea care îmi răspunde la mesaje, care răspunde la telefon, care se vrea interesată de discuții cu mine. Sunt sigur că toată lumea înțelege că în momentul de față, unicul care îl poate opri pe Dodon și poate face schimbarea în Republica Moldova, este Andrei Năstase și echipa sa.